Salut! Continuăm seria Avantajele de spațiu cu un exemplu Titanic. Un exemplu wow! Jucat la cel mai înalt nivel în timpul unei confruntări extrem de tensionate. Al doilea meci pe titlul de campion mondial dintre Karpov și Kasparov. Și vom vedea cum Garry Kasparov convertește mini mal, deci la milimetru, o situație în care a avut un avantaj de câteva câmpuri împotriva lui Karpov, avantaj pe care l-a convertit într-o superioritate statică mult mai evidentă, dar care la fel i-a asigurat succesul doar la photo finish. Să ne uităm peste poziția survenită în timpul partidei dintre Garry Kasparov cu piesele albe și Karpov. Ne aflăm în anul 1985. Karpov a făcut niște mici inexactități în prima fază a luptei, fapt care i-a cauzat o inferioritate în ocuparea câmpului de joc. Piesele sale sunt coordonate. Observați că totuși armata neagră are un oarecare grad de dezvoltare, însă poziția dominantă a calului din D6, diagonala incredibilă pe care a fost așezat nebunul din G2 și poziția activă a turei din B1 îi asigură albului o dominație totală pe flancul dat. Faptul că am și pionul la C5 intangibil îmi marchează mie un teritoriu destul de avansat. Oricum, dacă în acest moment nu am o anumită energie și nu continui lupta la același nivel și mă mulțumesc ca în această poziție să câștig un pion, spre exemplu, piesele negre care sunt perfect coordonate vor putea să lupte cu succes împotriva slăbiciunilor mele. Să nu uităm că armata albă propune și ea o slăbiciune pe A2. Are foarte multe câmpuri pe care o tură neagră, dacă pătrunde, creează panică. Deci Kasparov trebuie să fie foarte atent și el continuă foarte bine. În primul rând, a identificat cu mult succes cum poate să progreseze. Tură B4. Tură B4 pregătește mobilizarea turei din H1 către flancul damei și ia la țintă punctul A7. Da? Putem la un moment dat să jucăm chiar și tura A4. Cale 8, natural, e normal să încerc să schimb la un deșert care nu poate fi susținut. Cale 8, rege 8. Bun. Tură din H la B1. Nebun A6. O apărare foarte ingenioasă. Negru este coordonat. Adică nu poate albul să pătrundă foarte ușor în dispozitivul. Rege E3. Regele iese de pe această diagonală, deoarece nebunul îl amenința cu un șah intermediar la C4. D5. O foarte bună lovitură de apărare. Bătaie în D6. Tură C8. Rege D3. Tură D6. În momentul ăsta putem să glumim, să spunem că albul s-a ales cu o pereche de pioni alternați. Da, având în vedere că suntem în faza finală a luptei, acest aspect este doar la nivel de butadă, de glumă. Tura A4. Negru probabil nu poate să împiedice pătrunderea albului în dispozitivul propriu decât renunțând la unul dintre pioni. Acum, ce opțiune ar fi avut aici, negru? E5 poate era una dintre opțiuni, sau tură ia C4, dar situația nu era cu mult mai bună decât este prezentă după B5. Negru renunță la un pion și practic în momentul ăsta albul are un avantaj material dat de acest pion și șansa de a-și crea un pion liber. După nebun B7, tură B7, Karpov speră să salveze o situație dramatică într-un final de ture. Poate că auzi și Karpov de butada marelui maestru Xavier Tartakover, care spunea la un moment dat că toate finalurile de tură sunt remiză și venea aici adăugarea cu excepția celor care sunt câștigate.
cred că este un final câștigat. A4, rege E7, H4, e important să nu lăsăm negru să-și mărească influența pe flancul regelui. În plus, acest setup este cea mai bună așezare a pionului pe flancul regelui. Asigură un singur pion pentru a fi apărat, pionul F2, da? Vedeți că se apără pe celălalt și asigură un teritoriu confortabil în spatele lor, în cazul în care regele alb are nevoie de protecție. H6, F3, albul progresează, cum spunea și Shereshevski, fără să se grăbească. A5, progresăm. G5, captură. G4, să mă asigur că nu joacă negru H5, în condiții bune. B6, și acum, în momentul ăsta, se amenință B7, B3, tură B7, tură C5. Vă rog foarte frumos să observați coordonarea armatei albe. Toate piesele se află în aceea zonă de tablă. F5. Și acum, cea mai bună transformare a structurii este G5, bineînțeles. Rege C4, rege B5. Priviți armata albă cât de bine este coordonată. Și negru depune armele pentru că nu mai există protecție împotriva pătrunderii către câmpul C7 și câmpul C6. Modul în care Kasparov a înfrânt rezistența lui Karpov în această partidă este magistral și totul a fost posibil deoarece armata albă a avut o mobilitate incredibilă a perechii de ture. Figurile grele ale albului au adus victoria în această partidă dintr-un meci titanic disputat în 1985. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept pentru următorul material din serie.